O să mă fost aici. Este o coincidență, deși nu am fost planificat din timp. Bucuria probabil e și mai mare pentru că și frățiorul meu a ales să urmeze acest liceu și asta înseamnă doar de mult pentru că putem crește generații de crengiști, așa cum dumneavoastră spuneați, domnule Alexandru. Cu adevărat, primul ăsta, pentru mine deja absolventul și peste ani, a însemnat enorm de mult la acea vreme în special pentru că a fost o apreciere a efortului pe care l-am depus în timpul acelor 3 ani. După care, în momentul în care am ajuns la facultate și mai departe, pe tot parcursul meu profesional, a însemnat o responsabilitate să fiu din ce în ce mai bună și cât mai bună puteam eu prin tot ceea ce făceam și să nu pot dezamăgi pe nimeni pentru efortul pe care și pentru ambițiile pe care le aveam. Cu adevărat, premiul ăsta nu ar fi fost posibil fără de profesor, nu doar despre sistemul de valori pe care l-am văzut pe afiș, dar și pentru cunoștințele pe care ne le-au dat în decursul acelor 3 ani. Din experiența mea de până acum, mai ales dacă ajungi în vest, unul din succese sau în momentul în care îți dorești să ai succes, trebuie să știi să poți să vorbești, trebuie să știi să socializezi, ideea de networking. Și lucrul ăsta, în cazul nostru, noi putem face asta 100% pentru că avem cunoștințe de istorie, de geografie, de română, putem să vorbim despre cărți, ceea ce alte generații și alți elevi din alte țări nu le reușește. Și de asta, cu siguranță, fără de profesor, fără de dumneavoastră, efortul dumneavoastră nu ar fi fost posibil. Bun venit noilor premianți în această familie. Noi, în continuare, o să îi susținem, pentru că noi, între noi, păstrăm legătura și atunci, cu siguranță, o să îi încădrăm și pe ceilalți. Și vă mulțumesc foarte mult că păstrați acest premiu să fie în continuare. Mi-ar plăcea și eu să ajung la vârsta cel puțin la dumneavoastră și să pot să zic că premiul încă există. Vă mulțumesc tuturor!